Și 3, și 2, și 1. Bună la Seven Marihuana e pe frecvență. Încă o dată, cea mai fidelă fată s-a întors, arate la fraier ce poate să facă marihuana. În jocul băieța și de cartier la familia. Și în 2020 la fel de rea, vă târfele și băieța și cum se fac de căcat li s-a urcat la cap. Și nu mai pot să tac, oricine cred poate să facă versul să cânte. Toți fraieri cred că cineva e acolo să-i asculte. Sunt ani de când sunt în jocul vagabonților și asta nu e sigur, jocul fraier. Frairilor. Nu mă bag aiurea, întreabă, știu ce zic. Nu risc să fac scandalul și mai mari mă complic. Dar în fiecare zi mai apare un nebun năpădit de ură, vrea să-ți arate că e bun. V-am trezit atenția sau încă nu? V-ați venit în fire, continuați să fiți fraier, că o faceți bine, eu. Și dau acum ștafeta lui Tonic Obiectiv. Din Sălăjean în Berceni. Sunt mult prea mulți care nu știu ce înseamnă respect. Pun accent pe aspect și de ce la ți doare în rec. În România totul merge bine, dar nimic nu e perfect. Eu, tu, ea, el, vorbim același dialect select, dar suntem simple piese dintr-un sistem defect. A fost un battle, da, putem să-i spunem un battle între Dana Marihuana, bine ai venit. Emoții, emoții mari aici. Emoții, bineînțeles, Da, și Tony asta e o Obiectiv, bine bucată ai venit. foarte fresh. Dani, n-am dus-o până la capăt. Nu e o problemă. Bă, foarte bucur că ați venit. Am să încep cu doamnele. Domnișoară, te rog frumos. Domnișoară, am vrut să spun. Doamna, am fost de două, nu mai vreau. Citeam în cartea ta exact versul ăsta cu care ai început și care se pare că te bântuie și o să te țină o viață întreagă. Determinarea pe care ai avut-o să-l reții foarte bine, nu ca să iasă bine, ci să iasă impecabil. Și că îl știai foarte bine, îl și visai, te trezeai noaptea la orice oră, îl știai pur și simplu. Băi, eu cred că asta este un mod foarte sănătos de a face lucrurile când te apuci de ceva. Dar să știi că nu e foarte ușor. Adică e ca trebuie să te transpui. Atunci când înveți aceste versuri, trebuie să te transpui și trebuie să, atunci când ești pe scenă sau atunci când ești în fața mulțimii, să te exprimi și să și simtă în același timp ceea ce exprimi, știi? Și trebuie o concentrare foarte mare și să intri în starea respectivă. Poate de-aia am avut și succesul care l-am avut și l-am în continuare. Noi am vorbit acum un an și un pic. Am mai făcut împreună, hai să zicem, o emisiune la care am stat de vorbe. Am fost ca un vrăjitor pe jumătate și ți-am spus Eu zic că am un prieten. că urmează Da. să ai niște cântări și că eu vreau de la tine nu numai cântări, ci și album. La album te-ai lenevit încă, dar cântările ți-au ieșit. Povestește-mi cum a fost. A fost foarte bine, pot să spun, pentru că am atins culmile cele mai înalte și nu o spun eu, o spun ceilalți din jur. Eu cred că am reavut succesul acesta după ce am scris cartea, pentru că aveam o acumulare de informații care erau foarte personale și nu puteam să le explic mai nimănui, și atunci am simțit nevoia să scriu o carte, să fac o biografie a mea în care să mă eliberez, pur și simplu. E Și cumplit de onestă cartea, am văzut acum. da, într-adevăr, și eu consider că este. Mereu am zis că sunt un exemplu, chiar dacă am fost cobai cam peste tot, sunt mai interesat. Îi mulțumesc Dumnezeu că am avut o putere foarte mare care m-a ținut Băi, o sus poveste de și film, acolo jur că e o jos, când poveste am de film fost, asta, tot da. am avut o lumină călăuzitoare cu mine și am trecut peste toate, nu știu câtă lume ar fi putut să treacă prin câte am trecut, dar ideea e că și pentru generațiile următoare am lăsat ceva în urmă și așa asta voi face până plec în viața următoare. Da. Jur că m-aș băga să fac un film despre povestea ta, după carte. Mai vorbim, mai vedem. Păi, care, să știi că sunt mai mulți regizori care vor asta, așa că vezi care o ia primul. Am înțeles. În primire. Okay. Da. Știi cum e ca un fotbal, care și-a dorit mai mult victoria? Păi, aia e. Da.
Ok, Tony Obiectiv. Prezent. Tonic Obiectiv. Asta e un nume care te obligă. Te obligă la obiectivitate. Exact. Și să fii tonic. Care surile de vârfale zilei în care ți iese? Mă, nu știu. Ideea e că sunt foarte implicat în tot ce înseamnă curentul ăsta rap, hip-hop. Ok, cine nu știe, află acum. Și anume că tu ai site-ul, nu? Marfa Hip Hop. MarfaHipHop.tv. Am înțeles. Este singurul site care promovează 100% rap românesc. O să punem și noi link-ul în prezentare. Mulțumim. Uh-huh. Ce găsim acolo? Uite, am primit o compilație despre care nu știam până în momentul ăsta. O să o arăt la cameră, Bogdan? Așa? Este vorba de compilația Fetele cu care cânt, scoasă de Marfa Hip Hop. Am scos-o anul trecut, în 2019. Este primul CD-ul de rap cu fete din România, pe care se găsește Dana Marihuana, Ganja, Honey. 6-6 bănuiesc că nu e fată. Nu e fată. El era invitat. E singurul băiat care apare în calitate de invitat. Miru, sunt foarte multe fete. Ascos, o fată care nu mai este printre noi. Chica Concana, da. Gani, DJ Pussycats, asta îmi place. DJ singura, Pussycats. Singura DJ-iță pe scratch-uri din România. Am înțeles. Baby Girl. Știi de cine mi-aduc aminte de aici? Sau pe cine știu eu? Eram și puțin îndrăgostit. De Ganja. Așa. Da. Văd că e pe compilație aici. Ce mai faci? Este pe aceeași piesă cu Dana. Este în Italia. E căsătorită, are copii. Are viață de familie. O salutăm cu ocazia asta. Da. Pe Daniela. Eu visez așa frumos la o cântare în Iore, sau strângă toată lumea, să se miște lucrurile acolo, să cum îi spunem? Știi, dacă în anii 90 a fost la un moment dat pus pe hartă Sălăjeanu, este și meritul tău. Și nu este bine, puțin nu numai al meu, și al băieților, să zic și așa. Și al băieților, bineînțeles, da. Că până atunci aveam Gică Petrescu cu Bucurobor. Și mai aveam, domnișoară, ce program aveți diseară? Ne vedem în stație la Lizeanu, era ceva. Și Piața Romană, numărul 9. Și Piața Romană, numărul 9. Da. Da, corect. Da. Asta erau cele trei locuri pe care le găseam în cântece. Dintr-o dată a apărut Sălăjeanu. Sălăjeanu, băi, ții cu bani la mulți ani. Băi, a fost un impact atât de puternic că eu am ajuns la Brașov la un moment dat și pe Biserica Neagră scrisese cineva mare cu cretă Sălăjeanu. Doamne, jur, nu, da, nu, în anii. Asta nu mă bucură. Asta era impactul. Da. În fine, eu am găsit aici o chestie în cartea asta. Am găsit o treabă care mi-a plăcut foarte mult și pe care vreau să o citesc acum. Fii atentă. Când am ieșit odată de la grădiniță, aveam niște acoarele cu mine și m-am dus într-un parculeț din apropiere și am făcut un tort din nisip pe care l-am colorat în multe feluri. Iar când am plecat, nu știu cum, mi-am uitat culorile acolo. Și a fost foarte trist pentru că atunci nu aveai bani de culori, n-aveai de fapt de niciunele. A fost îndrăgostitor pentru mine, ce să mai. Dar acum însă, la maturitate, s-a întâmplat ceva incredibil de frumos. Exact acolo s-a construit de curând un parculeț pentru copii, foarte colorat. Și mi-am dat seama atunci, văzând parculețul nou, că nu am pierdut de fapt nimic, am regăsit culorile mele în bucuria copiilor de acum. De fapt, chiar și culorile toboganelor, ale leagănelor și ce alte jucării mai erau pe acolo. Acoarelele mele s-au transformat într-un loc de joacă plin de chiote și fericire. Da. Păi am câteodată. Cred că nu sunt singura. Ai niște trăiri așa mai profunde, care cu timpul îți dai seama că au un sens, știi? Eu m-am apucat, sunt încă la jumate, n-am terminat cartea ta. Dar și m-am trezit pur și simplu, zic, am citit deja jumate. Am fost. Da, e ușoară, cred. Este easy going, da, este da. Foarte important, dar am empatizat foarte tare cum ai descris cartierul acolo, pentru că, deși era în anii comunismului, da, bănuiesc că griul anilor 80, cam aia este perioada pe care o descrit-o acolo. Am un buzit în căști. Nimic. Rezolv. Este și copilăria mea
Și dincolo de, sau în antiteză cu partea asta obzecistă, cu tot contextul ăla sociopolitic care era total neprietenos, pentru noi locul ăla era foarte paradisiac, cu Iore, cu oamenii de acolo, cu copiii cu care ne jucam, cu... Ah, mai zi-mi, ce Dumnezeu mai era pe acolo? Lumina cartierului era foarte importantă. Am să spun o poveste. Am stat 30 de ani în blocul cu mobilă de la Sălăjan, de la statuie, așa. Și încă 10 ani în Y-ul de pe diagonală. Blocul fiind Y, într-o zi, soarele bătea într-una din laturile lui, iar lumina din latura aia se reflecta într-un televizor stins pe care eu l-aveam într-o cameră. Și am văzut lumina reflectată a laturii în televizor. Și am recunoscut, jur, am recunoscut lumina cartierului de când eram eu copil. Și m-am întrebat atunci, ori s-a schimbat lumina, ori s-a schimbat percepția mea, ori s-au schimbat amândouă. Era cu tot o altă temperatură de culoare. E un miraj, da. Bine, noi ca copii nu ne dădeam seama de problemele părinților sau prin ce trăiau ei sau nici n-aveam treabă cu politica sau tot felul de genul ăsta. Ideea e că am avut o copilărie fericită. Doar că mă chema mama de la ora 2 după masă să dorm și nu vroiam. Vroiam să stau mai mult pe afară. Da. Deci jur că citind acolo și fiind și tată de fică, vai, deci ne-am fi certat maxim. Și acum e frumos, că este un sector cu multă verdeață, ai unde să te recreezi. Da, pe mine mă enervează lumea care înjură București și pot să înțeleg cumva de ce și pot să înțeleg toată nevroza și toată frustrarea asta, pe de-o parte. Pe de altă parte, băi, jur, este unul din cele mai liniște locuri de pe planetă. Hai să nu exagerăm. Băi... Dacă ar fi pe o insulă undeva, așa, într-un paradis mai altfel, deci s-ar putea să fie mai liniște acolo. Bine, am zis metropolă. Băi, e liniște că nu mai ai același testosteron care era în anii 90. Lumea nu se mai bate așa. N-avem atentate teroriste, slavă Domnului, n-avem probleme de-astea. Nu știu, am ajuns, iartă-mă că spun, eu am ajuns la nivelul în care accept orice se întâmplă în jur, orice știre și orice care să nu mă afecteze și să accept realitatea în care trăiesc. Și cu bune și cu rele, să mă ferice, să-mi fiu fericită de cele bune și să mă feresc de cele rele. Ca și oamenii, îi accept și pe cei negativi și pe cei pozitivi, nu mai am ajuns la nivelul în care nu mai sunt în... Da, de ce ăla e așa, așa. Poate fiecare e unic în felul lui și are un rol... În ecosistem. În, da, venele orașului, deci, bineînțeles. Hai să luăm mai pozitiv așa și să fim echilibrați în... Că eu zic, dacă ne împăcăm cu noi și cu părerile despre ceea ce ni se întâmplă în jur, eu zic că o să ne fie mai bine. Voi cum supraviețuiți în București ăsta? Sunteți nevrotici? Că lumea e nevrotică. Da, da, m-am gândit să plec la țară, da, de exemplu. Să plec, să-i las orașul, gata. Marihuana să dea la găini, cum e? Ce asta e, ce fac acolo? Ce să vorbesc cu natura, cu... Am înțeles, trebuie asfalt. La urma urmei am nevoie, simt nevoia de oameni, de părerile lor, depinde de ei, într-un fel. Deci nu am cum să plec. Pur și simplu. Deci, dacă n-am cum să plec, accepte așa cum sunt. La tine cum e în Bercenul profund? M-am obișnuit cu stilul de viață de aici. E puțin mai dificil de la an la an, îți dai seama că știm cu toții că totul funcționează din ce în ce mai greu. Dar eu mă refugiez în piese, am început să fac piese din nou după 4 ani de zile și mă văd de fotografie. Sunt fotograf. Am înțeles. Ce fotografiez? La concerte, la evenimente, câteodată mă mai duc la botezuri, cununii. Îți dai seama, te adaptezi în funcție de eveniment și de moment, ca să zic așa. Mi-ai explicat. Știu niște băieți care se ocupă de filmat nu-ți botezuri și mi-au spus că marea lor găselniță sau marea găselniță mai nouă, când te duci să filmezi un botez, este să iei un GoPro
și să-l pui în cădelniță. Și ai copilul filmat din cădelniță. Da, da, se experimentează în ziua de azi. Minunea tehnicii moderne. Da, eram curios cum vă mai regăsiți în Bucureștiul ăsta, pentru că și voi ca și mine avem o legătură de sânge cu Bucureștiul ăsta, în care lumea este din ce în ce mai nevrotică și mai încruntată și nu înțeleg de ce, pe de o parte, nu de ce lumea lipsă de bani aici. Terasele sunt pline, vara nu găsești de la cele ieftine până la cele scumpe, toate sunt pline. Uite, de exemplu, dacă am renunțat să ne uităm la televizor, am fi mai fericiți. Eu am renunțat la tot felul de emisiuni și tot felul N-am de 5 ani televizor, sunt... știi ce bine. Dar există lume care captează aceste unde și nu își dau seama, poate ajung... Nu. Deci, de exemplu, bunicii mei, știi, nasol, piață, televizor și atât. Și... Nasol. Eu cred că... și după aia erau nervoși și nu știam stai cum microfon. Să ne zică... Aolo, nu e bine, aveau tot felul de griji, gratuit, știi? Maica mea m-a sunat că a spus la OTV că o să fie cu tremur, deci na, păi, înțelegi? Nu știu cum funcționează, da. Deci de lumea așa, mai ales când e mult mai multă informație și de-aia trebuie, nu știu, eu mă feresc de tot felul acum, de informații negative, o linie peste... special ca să mă mențin. Trăgând pozitivă. O linie peste toate astea și fiind în prezent și gândindu-mă exclusiv la tine și la povestea vieții tale, ție nici nu ți-a prins foarte bine televizorul, cel puțin. Păi nu, tocmai că știu cu ce se mănâncă, adică știu spatele scenei de acolo, adică îți spunea una până să intri pe platou, semnai repede în 2 secunde înainte să intri ca să n-ai drepturi de autor și tot felul să fie la ei. Și după aia intrai și le jucai jocul. Era un scenariu deja bine făcut, da? În care transmiteau la o mulțime de oameni. E practic o manipulare în masă a oamenilor și cu substraturi negative, din punctul meu de vedere, în care eu, după ce ieșeam de acolo, la un moment dat, îmi veneau toate ponoasele astea mie. Și n-aveam decât să mă duc la spital să mă odihnesc, ceea ce nu era ok. Adică am avut multe spitalizări din cauza aceasta. După aia iar spuneau, uite domne, a intrat la spital și nu e bine. Adică cum o dădeam, tot nu era bine, știi? Și mi-am făcut și o imagine proastă, după părerea mea. Și asta e, dar am considerat că trebuie să mă vadă lumea, măcar să fiu prezent acolo cu bune, cu rele, cum vor ei să fiu, astfel încât să nu ies din circuitul ăsta, pentru că mi-am iubit lumea care eu le-am transmis un mesaj și am simțit același lucru și din partea lor și am simțit nevoia să mă vadă tot timpul sau să fie conectați la mine cât de cât, știi? Tu îți dai seama că pentru, hai să zicem, o fată, un copil trăit în Sălăjean, în paradisul ăla cu copilăria frumoasă pe care am avut-o cu toții, dintr-o dată ai dat nas în nas cu celebritatea și nu e, cred, cel mai ușor lucru de gestionat. Nu e chiar așa, că chiar dacă eram născută în Sălăjean, dar tot timpul, de exemplu, am și acum trăiesc, am sentimentul că sunt... într-o casă mare cu candelabre și cu... Deși eram într-un bloc, eu tot timpul am considerat că sunt ca într-un fel de castel și poate într-o altă viață am fost ceva și acum practic m-am reconectat și am avut o forță și am o forță, o altfel de forță decât normală, pe care poate de-aia sunt și așa cunoscută pentru că o captează lumea și simte, da, domnule, asta este. Și cred că nu a fost întâmplător faptul că am ajuns acolo, știi? Înțeles. Și de-aia încerc să mă mențin așa pe valuri, ușor, ușor, nu să exagerez, dar să fiu prezent acolo cât de cât. Cum mai e pentru viața ei, ta acum? Pentru lume. În afară de cele câteva concerte pe care le ai pe an. Cum mai e viața ta acum? Copii, zi viața copii. Mea, consider că am ajuns la viața perfectă a mea. Adică am bărbatul ideal pe care mi l-am dorit. Copiii mei sunt bine.
le transmit, am puterea să le transmit dragostea mea și de mamă și ele la fel, nu le consider, le consider ca prietenele mele, nici de cum ca copiii mei mici. Eu întotdeauna le-am spus, voi sunteți mici, dar de fapt sunteți mari. Și zic că sunt prietenii mei, pentru că și partenerul meu are 3 băieți și suntem așa o familie mai mare. Și eu zic că ne-au venit în ajutorul nostru și să eu îi ascult pe ei. Bine, și ei mă ascultă pe mine și ne ajutăm reciproc. Ce poveste, de fapt. Da, adică ai o susținere întotdeauna și dacă ceilalți poate nu sunt atât de apropiat în gândire și în tot, regăsești la copiii tăi, știi? Pentru cine nu știe și acum... Adică dacă n-ai un prieten de încredere, copilul tău va fi sigur. Bineînțeles, dacă știi să vorbești cu el. Pentru cine nu știe, pentru că n-a apucat să te cunoască, am să spun eu acum, ești genul de persoană pe care simți nevoia să o pui la rană. Pur și simplu, funcționezi în paradigma asta, cel puțin așa, așa te-am încasat eu în toate întâlnirile pe care noi le-am avut. Și o să povestesc un pic. Mă apucasem de filmul ăsta cu Balta Albă, da? Și îi voiam pe toți artiștii acolo și cumva trebuia să dau ba de unul, ba de celălalt. Ba dădeam telefoane, ba trebuia întotdeauna să explic cine sunt și așa mai departe. În planul meu era să dau și de tine, habar n-aveam cum. Ce să vezi, ne-am întâlnit în iore cu copiii, da? Ne-am întâlnit în iore cu copiii. Și eu cred foarte mult în telepatie, să știi. Cred foarte mult și consider că cei care sunt pe aceeași undă așa se pot regăsi. Nu neapărat pe... Gândește-te că înainte, nu era telefon, nimica. Dar nu știu dacă e doar telepatie, era trebuia mai mult să dată, te întâlnești da. După, uh-huh. După vânt, după cum simți, înțelegi, după simțuri. Da. Și, mai mult, încă ești pusă pe colaborări. Sincer, aș vrea și o piesă singură după atâta timp. Printre vreau colaborările un album, astea, ești aș lene vrea și o piesă singură. Dar nu știu când va fi timpul, știi? Aștept un semn. Tot timpul eu aștept un semn. Semne. Știu, adică eu îmi propun și aștept semnul ăla, da, domnule, acum. Și atunci sunt pregătită. Știi cum mi-a povestit mie cineva? Nu trebuie să aștepți doar semnul, trebuie să și accesezi acel egregor energetic care să-ți dea semnul. Sau păi, ai zis foarte bine. Pentru că dacă nu ai energia respectivă, mai ales în muzică, trebuie să transmiți un mesaj. E, dacă nu ai acel, vorba unui prieten spaimos, mai bine stai în banca ta. Îi zice demonul din jugulară. Nu e chiar așa. Da, cu demonii ăștia nu știu ce să zic. Sunt ok, sunt cei mai buni. Sunt prietenă cu ei. Le dai să mănânce, ce le dai? Da. Ce le gătești dimineața, da, la micul dejun? Tu dormi dimineața oricum, am înțeles. Da. Ce colaborări aveți voi doi? Noi doi deocamdată mai nimic, avem așa. Mai sau nimic. Ce, avem, da? Piese, avem două piese. Avem piesa, piesă și clip, Privesc, se numește proiectul. Ah, da, e un pic mai s-a scos. În 2016 acum... și era în colaborare cu Capeli și cu Melanie, o altă voce care a apărut alături de MNG cu ani în urmă. Și am lucrat cu mare plăcere la proiectul ăsta cu Dana. Mai avem o piesă din 2011, Indiferență, pe care apare și Dana și Șobi de la Codul Penal. Deci mi-am dorit foarte mult să îi aduc pe aceeași piesă. Ei nu s-au intersectat niciodată. Știi ce sunt eu curios? Ok, a fost boom-ul ăsta de acum 20 și ceva de ani în care toată lumea a încasat hip-hop. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Ne vedem în fiecare zi de ale noastre, intrăm de cele mai multe ori într-o rutină, iar la un moment dat când te uiți în timp, îți dai seama că de mult s-au schimbat lucrurile, de fapt, că realizăm mai mult sau mai puțin. Ce căutare mai are hip-hop acum și ce ar mai fi de spus? Bă, e greu de zis, pentru că sunt foarte mulți artiști în ultima perioadă. La început, când era Dana, La Familia, Mafia și Paraziții, erau câteva trupe. Se promova altfel. Omul era disperat să asculte muzica
Ținea o casetă, cred că... Nu era nici internet, nu era nici... Nu era ta informație. Da. Acum, vorbeam noi până să intrăm în direct, că apar foarte multe videouri, omul nu mai are timp să le vadă pe toate, știi? E prea multă informație. Dar încă sunt oameni pasionați care ascultă genul ăsta de muzică și caută. Intră pe un site, intră pe YouTube și dau search, urmărește un anume artist, e abonat la canalul lui de YouTube sau la pagina de Facebook, Instagram. Acum ai foarte multe surse din care să te informezi, dar muzica e tot mai multă. Îmi povestea Gabriel Maga, chitaristul de la Vank, el a stat o vreme în Canada, și îmi povestea că pentru a-și mai rotunji veniturile, făcea niște negative de hip-hop, pe care le vindea cu 150-200 de dolari și pe care, spre bucuria lui sau își hrănea cumva ego-ul, le auzea prin diferite zone, ba la o intrare de metrou, ba într-o intrare de parc, pentru că se strângeau acolo băieții și făceau, cântau peste, știi? Freestyle, da. Bă, nu mai avem asta pe aici, nu l-am mai găsești. Nu prea să. Hai, domne, să nu fim chiar atât de așa. Păi, mie mi-ar plăcea, frate. Eu zic că sunt la o vârstă mai... Vreau să mă și eu uneori unde să dau băieții aia cu skate-ul. Dacă am fi puștani, tot am auzit. Bă, uite ce melodie am auzit. Pac, și ți-o puneam ție. Cam așa e și la ei. Până la urmă trăiesc poate cum am trăit și noi atunci, mă gândesc. Uite, fii mea, adică își caută, dansează, cântă, are melodiile preferate. Da, mă, se anunță pe WhatsApp acum, aș trimite piesa, nu mai e ca atunci. Înțeles. Mie mi-ar plăcea să-i văd la acolo un IOR unde te dai cu skate-ul, de pildă. Să ai și un castofon. Un boombox. Un boombox, da, exact. Și să ai niște băieți care să facă asta cu regularitate și să fie ca, cum ar veni, ca o pepinieră din care să scoți niște vârfuri din când în când. Ar fi minunat. Afară se păstrează. Când zic afară, Germania, America, am observat, păi asta mă gândesc, da, că încă se practică treaba asta, la noi nu prea. Eu vin din... Am crescut când eram un pic mai... Am început să cresc. Eu zic că pe IORM că se menține moda. În tineretul lui se obișnuia treaba asta. Ne de asta e, trebuie toți să ai un parc unde să te strângi, unde se strâng toți. Mă gândesc. Și dacă nu trebuie inventat unul. A, dar ține-te voi, mă, că voi sunteți, voi sunteți o voce. Da? Tu ești o voce? Tu ești o voce. Tu ai și un site, bănuiesc că ai exact, cum îi spune, ai Marfa Hip Hop, ca să .tv, am reținut. Ai și o statistică a oamenilor care tot vin acolo. Cred că ar trebui adunați mai des, ar fi fun. Da, știi, iartă-mă că spun, dar pe lângă muzică, mie mi se pare că e ca un hobby, știi? Adică e ceva care e un surplus la ceea ce fac eu zilnic. Eu, de exemplu, și din înainte, făceam bijuterii, adică era afacerea de familie și pe lângă asta mai și cântam. Sau acum la fel, sunt cu familia, lucrez, muncesc, am un fel de bărulez privat. Așa, mai am și un târguleț cu bijuterii și așa. Ideea e că au dat trebuie să-ți aloci un timp, tine, un timp este, special, da, ca să te dedici acestui lucru. Muzicii sau oricărui eveniment artistic pe care vrei să-l faci. Și da, trebuie să găsești momentul, timpul și spațiul. E mai greu ca un om sau doi să schimbe o mentalitate, știi cum e? Noua generație ascultă, să duce spre alte stiluri muzicale. La urma urmei, uite, mă bucur că au venit din urmă, chiar aștepta momentul ăsta, de fete. Da. Că a fost mult timp în care nu știai mai nimic de nicio fată. Chiar ziceam, băi, domnule, chiar eu singură, ia mai lăsați-mă, mai vreau și alte fete. Și uite, a venit timpul ăsta în care... Chiar ne-am strâns toți la lansare, a fost o lansare gen, mie mi s-a părut occidentală. Unde? În Mojo. În centru vechi. Da, cu dans, cu... A fost un vibe super. Am avut super, și brecărițe. Super occidental mi s-a părut. Așa. Și îmi pare rău că, de exemplu, proiectul ăsta mi-ar fi plăcut să se ducă mai departe, adică să mai... Sub forma unui turneu, eventual, și prin țară, să vadă lumea. Da, să ne mai cheme și alții să vadă eu și să simtă sentimentul acela. Eu am încercat să-l duc, dar
costurile pentru erau... că la băieți e una, la fete e alta, știi? Costurile... Transmisia e cu totul alta, știi? E mai altfel. E mai greu ce Dana, să duci treaba asta și în țară, pentru că sunt costuri pe care e greu să le acopere. Și nu avem o industrie ca lumea, nu numai în muzică, și în sport și în toate, e varză industria muzicală. Și mă gândesc, măi domnule, nu există unul mai deștept totuși să închege mai bine toate treburile astea, dar nu prea avea nimeni să investească. Doar de interes. Interesul personal te ia ca pe o bagabantă și te-a folosit, te-a plătit, nici nu te plătește și îți dă drumul, știi? Și descurcă-te. Mai sunt câteva sunt câteva orașe în țară și sunt câteva cluburi și cam acolo se învârte toată lumea și cam asta este toată povestea, plus ce se mai întâmplă pe branii primăriilor, ceea ce cred că nu intră în... Sunt anumiți artiști care intră acolo. E vorba de concerte, dar eu vorbesc și de faptul că te strădui să faci o melodie sau, de exemplu, sunt mulți cântăreți, mulți talentați care, mai ales acum că sunt scule și tot felul, au posibilități mult mai mari decât înainte. Eu cred că poți să scoți o piesă cu un iPhone. Tot fel de piese super tari care nu ajung acolo unde trebuie. Ceea ce nu mi se pare ok. Știi? Asta cred că e și treaba ta. Știi, generațiile astea noi asta caută. Sub, știi, melodiile astea care nu ajung acolo. Noi primim foarte multe demo-uri la Marfa Hip Hop și pe internet. Exact ce zice Dana. Sunt foarte mulți copii care se zbat. Bineînțeles, s-a cam pierdut treaba cu originalitatea. Se preia instrumentale de la artiști deja consacrați de afară și își trag vocile într-un studio, om studio, dar nu asta e important. Important că au dorința să facă ceva, știi? Sunt atrași de... De compasiune. Da, mă, treaba este în adică, felul până la urmă, nu fiți demoralizați. Păi nu suntem demoralizați, dar treaba este în felul următor. Dar puternici că poate la un moment dat... Este cum îți spuneam... Iese la suprafață. Este cum îți spuneam la începutul emisiunii. Ai determinarea aia să-ți iasă impecabil, pentru că lasă că tu ai fost deschizătoare de drumuri, dragă Dana. Dar trebuie să ai determinarea aia să fii cel mai bun, pur și simplu. Și pentru asta, da, te trezesc cineva din somn și să știi să... nu numai versurile să nu le uiți, ci să le și frazezi impecabil și pe ritm. Tu ai făcut treaba asta și bănuiesc că fix în paradigma asta ar trebui să stea fiecare om care îți trimite ție, tonic obiectiv, demo-urile pe care le primești. Așa este. Ori în momentul în care lucrezi cu cum ai spus, cu negativuri... Negative. Preluate. Negative sau negative? Negative sau instrumentale. Oralul vieții. Bituri. Da. Vii cu negativele deja furate și mai faci tu niște improvizații acolo. Nu. De ce ți-ai pierde vremea dacă nu ți-ai pus în cap să fii cel mai bun să faci asta? Păi nici eu nu sunt de acord cu treaba asta să preiei. Dar pentru un începător, ca să-și facă prima și a doua piesă, e bine, e un antrenament. Dar dacă vrei mai mult și vrei să arăți lumii că tu poți, intră în studio, strânge niște bani și sacrifică. Nu-ți mai iei țigări, nu-ți mai iei cola sau ce mai își ia noua generație. Eu zic că trebuie să te implici mai mult, investești în tine. Știi că e ca la facultate, când faci o facultate, dai totul. Da, dar mai e și faza aia, știi? Auzi, eu am telefonul numai performant, mă filmez odată, trag o cântare și mi-am făcut clipul, ce mai vreți? Deci să mă chinui atâta, nu? Este o scenă în Balta Albă cu Nimeni Altul, care povestește despre frazarea în studio și cum funcționează ea. Că într-un fel funcționează pe vin, într-un fel funcționează pe țuică, într-un fel funcționează pe vișinată. Că ai alt flow, dar uiți ritmele și așa mai departe. La voi cum funcționează treaba asta? Mă, la mine eu nu beau alcool. Nici eu. Nu prea consum. Da. Dar ca la orice cântăreț artist, se întâmplă să mai uiți. Deci și mie nu, îți explic eu care este... Mi s-a întâmplat de multe ori. Ideea e când ești mai ales când live, da?
Și toată lumea se concentrează. Se uită, la tine, se uită da. La tine, da? E, energia, toată energia aia ajunge la tine și te blochează, pur și simplu. Mie da. Mi s-a întâmplat ceva extraordinar. M-am blocat și au început ei să cânte, toți. Versurile zic, ok, mersi! Și am început, după aia mi-am revenit. Dar pur și simplu te blochezi. Blank, blank în creier. Blank total. Ce faci acum, știi? E, și după aia au cântat ei... Și după aia mi-am revenit, știi? Mm-hmm. Când dar se poate asta? Întâmpla clar. Da, am înțeles, sunt blocaje. Da. Dar bănuiesc că n-ai încotro decât să improvizez cumva da, ceva. Ideea e că ăsta e frumosul, pentru că își dau și ei seama că au o legătură cu tine, știi? Au un impact, că impactul lor au ajuns la tine, știi? Privirile mai... lor sau energia sau așa au ajuns la tine, deci e ok. Deci mai ai emoții. Normal, tu n-ai cum să n-ai emoții. Orice artist, orice artist are emoții. Chiar și cei de afară. Eu am văzut niște filmări pe YouTube în care chiar era avea câte o pauză. Noroc cu un chitarist care va improviza ceva, intra peste el când uita, știi? Uh-huh. Asta e frumos, dacă ai și o echipă și știe când să intre peste tine un DJ, cum e la noi la rap, dacă ai uitat versurile, poate să intre el cu niște scratch-uri, știi? Dar bănuiesc că asta trebuie să existe odată o chimie între voi și exact. Să fie toată lumea foarte atentă și da, e destul de complicat. Până la urmă suntem un receptor, și un emițător și un receptor suntem, înțelegi? Practic prin mine eu exprim pe scenă ceea ce ceilalți îmi transmit, știi? Că, de exemplu, și eu am trecut, nu toate concertele mele au fost extraordinare. Au fost și... cu probleme unii care nu mă plăceau, de exemplu, știi? Ei, a trebuit să le răspund, a trebuit să... Trebuie să fii întotdeauna incognito pe fază, la tot felul de chestii, dar până la urmă asta e farmecul din punctul meu de vedere. Citeam un interviu cu Liam de la Prodigy, băiatul de la butoane, care explica la un moment dat că una din glumițele lui preferate pe scenă este să bage sample-uri în piese ca să încurce pe aia doi MC. Mă rog, acum s-ar a mai rămas doar unul. Mă zic, pe bune că faci asta pe scenă, really? Și aia era foarte mirat, se întorceau la el, bă, ce ai făcut? Păi da, da, trebuie, da. Da, au ajuns la nivelul ăsta, da, au ajuns la nivelul ăsta de glumițe pe scenă, ceea ce nu mi se pare puțin lucru. Hai să încercăm altceva, să încercăm acest exercițiu de imaginație. Avem... piesele pe care tu le știi foarte bine, avem această compilație, cineva intră într-un anticariat într-o 100-200 de ani și trebuie să-i spună ceva despre această perioadă pe care noi o trăim. Această perioadă, aici, hai să zicem, la marginea Orientului, ce avem? Băi, avem liniște de vreo 70 de ani, tot e liniște, au mai fost mici scandaluri. Avem o lume în care... din care am făcut, sau o generație din care am făcut parte și noi, care a inventat internetul, da? Ce mai avem? Mai avem relegalizarea marihuanei, da? Ce înseamnă 100 de ani la scară istorică? Ce Dumnezeu mai avem? Niște războaie? Niște tipuri de politici sociale? Ce rămâne din discurile astea? Ce idei își face? Dacă s-ar legaliza marihuana, n-ar mai fi nici războaiele astea. Și ar fi mai mult psihologice, cel puțin. Da. Cea mai bună marihuana e din Sălăgean, mereu. Să-i spun asta. Da. E de reținut asta. Da, da, nu știu, eu zic că... Eu zic că e ca vinul, exact. Muzica. Cu cât trece mai mult timpul, cu atât este mai valoroasă. Și e la mai mare căutare. De-aia și atunci când înregistrezi, trebuie să te gândești bine ce mesaj rămâne acolo, undeva. Nu e o treabă de responsabilitate în momentul în care înregistrezi ceva, totuși, ba da. Pentru că... gândește-te că vorbești, te adresezi unui număr destul de mare de oameni și fiecare interpretează prin filtrele proprii tot ceea ce spui tu acolo. Sau gândiți-vă de pildă la o poveste de amor care la un moment dat s-a intersectat cu o piesă de-a voastră. Sau care, oameni care s-au cunoscut la un concert de-al vostru. Cred că e o responsabilitate totuși destul de mare. Pe de o parte, pe de altă parte s-ar putea să nu fie foarte sănătos să gândești în termenul ăștia, pentru că dai în overthinking. Asta trebuie să te gândești prea profund. Da, dai în overthinking și nu mai faci nimic. Păi,
Poate de-aia nici nu prea mai fac de multă vreme. Pentru că mă gândesc, trebuie să transmit un mesaj foarte puternic și foarte așa, care să mulțumesc că... Dar oricum nu vei mulțumi pe toată lumea, știi? Da. Da, eu cred că dacă nu te înjură nimeni, nu-ți faci treaba. Păi, și asta e adevărat. Da. Înțeles. Când ați dat o dată de gard pe scenă? Dar de gard grav. Stai că... Da, la mine a fost ceva nașpa. De exemplu, eram însărcinată și m-au chemat la premiile MTV, cred, sau oricum erau o gală de premii și a trebuit să cânt pe scenă. Ideea e că m-au apucat niște dureri îngrozitoare. În ce lună erai? Aveam, nu mai știu, în primele luni. Și n-am, pur și simplu n-am putut să cânt exact pe piesă și a fost îngrozitor. Deci a venit salvarea, m-a luat după aia de acolo și deci cam am dat un gard pentru lumea care a venit acolo și un eveniment atât de mare. Și bineînțeles că presa iarăși m-a acuzat, deși eu aveam o problemă personală, să spun așa, aveam un fel de infecție care trebuia să mă duc, am ajuns la spital să mi-o tratez. E. Și atunci presa iarăși a scris că, da, domnule, uitați că n-a putut să cânte, că era nu știu cum, a tras nu știu ce și... Da. Da, cred că e destul de complicat să-ți duci anatema asta pe umeri și... Păi nu mai am lăsat, că știi, odată cu cartea pe care am scos-o, m-am eliberat. Deci puteți să spuneți, din punctul meu de vedere, să spună ei ce vor. De fapt, nici nu mă mai duc la emisiuni, decât am o singură televiziune la care mă duc. Nu mă mai duc și mie e mult mai bine acum. Înțeles. Poate reușesc să înflorez pe partea asta la altă. Dar nu simți că te-ai expus mult prea mult în cartea asta? Sau a fost această overexposure a fost eliberatoare? Nu deloc, gândește-te că m-am expus la atâtea adică emisiuni într-o carnetul, mare de oameni am care și carnetul tău de note timp, aici. Înțelegi? Nu, chiar deloc. Mm-hmm. Consider că am venit cu un... pe lume sau cel puțin în țară la mine, că de-aia n-am plecat de aici, cred că m-am născut aici cu un motiv și cu o misiune pe care eu trebuie să o îndeplinesc cât mai bine. Woman on a mission. Sunt okay. Un mesager, mă consider un mesager al bunului lui Dumnezeu care trebuie să transmit și trebuie să las ceva în urmă cât mai bun și de-aia mi-am spus și cele bune și cele rele. Că atunci când cineva mă vede sau se va regăsi în mine, știi? Dacă fata asta a avut puterea de a trece peste atâtea lucruri, înseamnă că am și eu. Practic dau un curaj, un mic curaj, o scânteie pe care exemplu. O aprind în fiecare. Da, văzând lucrurile retroactiv și citeam în cartea ta, la un moment dat ai avut șansa să pleci din țară. Și mai mult, ai avut șansa să stai, să locuiești, nu? În Africa de Sud? Da. Cum Dumnezeu ai refuzat așa ceva? Adică, te gândești că ai fi putut să faci altfel? Și că probabil ar fi fost mai bine? Sau? Nu, mă gândeam că dacă mi se întâmplă ceva acolo, eu sunt practic printre străini și nu concepeam să-mi fac viața acolo. Oriunde, trăia și în Grecia să plec, trăia și în Africa de Sud și aveam niște condiții foarte bune. Două lumi absolut diferite. Da. Și nu, pur și simplu, și în Franța puteam să plec. Și nu am vrut nici acolo. Nu am vrut, am considerat că dacă aici, spiritul meu a venit aici și aici s-a născut și aici trebuie să lupte, aici trebuie să se bucure, aici trebuie să fie, pur și simplu. Sunt și o picătură dintr-o mare care nu vreau să fie mutată. Dar nu te-ai dus măcar să bagi nasul să vezi, băi, cum e aici? Am fost în Grecia, am stat mai mult timp, am fost în Franța, în Africa de Sud nu am ajuns, dar știu, mi-au zis că nu e ceea ce și închipuie lumea, e mai tare decât New York-ul. Da, e destul, sunt da, e bogată în... Da, este la de fapt cea mai bogată în pietre prețioase și metal prețios. La mall-uri trebuie da. Să lași pistolul la intrare, nu e da. Glumă. Așa funcționează lucrurile în Johannesburg. Ideea e că nu m-am regăsit în alte țări. Aici mi-e cel mai bine. Am înțeles. Nu regreți deloc. Că n-ai luat alt drum. Deloc. Ok, ce piesă nouă aveți? Că aveți o piesă nouă, Tony. Nu știm să prețuim. Este o piesă pe care am scos-o alături de Tigaie, Ex Royală Mare și Memorie. Tigaie?
tigaie de-aia, un alt nume vechi. Ok. Așa, și Șobi, membru fondator al trupei Codul Penal. De pe trupa asta știu, da. Da, pe lângă ei s-au mai alăturat două fete de la Sonus Records, Ava și Cristina Popa, care ne-au tras un backing vocals, Vox Latina, producătorii piesei. E o piesă la care noi am lucrat câteva luni foarte bune, gen vreo 6 luni. S-a lucrat piesa... Așa mult durează lucrul la o piesă? Păi da, pentru că nu stăm zi de zi pe proiect. Dacă ai și altele... Da, corect. Și eu sunt mai perfecționist de felul meu. Îmi place ca lucrul să iasă exact cum îmi doresc eu și atunci stăm pe el până iese. Gândește-te că înainte de fetele de pe backing a fost o altă fată care a venit, a tras, nu s-a potrivit. Nu ne-a plăcut cum suna și atunci am stat și am căutat până am găsit soluția cea mai bună. După ce am terminat piesa, că trece prin niște faze, înregistrări, mixaj, masterizare, am trecut la a pune scenariul clipului pe foaie. Caută omul potrivit cu care să... E un clip filmat cu dronă, deci chiar s-a lucrat la el, vreo două sau trei zile s-a lucrat, la modul filmările. Mă uit acum, odată, ce am eu nostalgia vinilului și a pieselor, adică mi-ar fi plăcut să am album, să spun, da, mă, îmi place piesa B, piesa 2 de pe fața B, mai am această nostalgie pe de o parte, pe de altă parte... Zilele astea a scos Gorillaz material nou și am înțeles că o să scoată săptămânal, lasă ideea de CD, lasă ideea de album, săptămânal, o perioadă limitată de timp de acum încolo, o să fie câte o piesă. Și asta este noul material care așa se pune pe... Puneți că e și o găselniță de marketing. Păi ei și-au propus ca un timp să-și dedice timpul din viața lor numai către... Sunt și alți bani acolo. Către muzică, să înregistreze zilnic. Așa și eu aș putea, de exemplu, dacă mi-aș propune, dar la noi e mai greu, înțelegi, pentru că îmi las din timp, bani, familie, las tot ca să fac asta, da? Pentru o lume întreagă. Ideea e ce într-adevăr, mă apreciază lumea, le place... Dar trebuie să ai și un venit totuși, că ai o lume care lucrezi, care trebuie să-i plătești într-un fel, adică nu poți, trebuie să exiști cumva, știi, existența. Aici, de-aia sunt supărată eu un pic pe industria asta muzicală și pe muzica, faptul din Credit Dam sau unde ești în Ucimereada sau, de exemplu, eu am luat foarte e un nimic de bani care, de exemplu, mi-am plătit telefon, înțelegi? Într-un an. Nu am înțeles. Adică ar fi trebuit în afară, nu cred. Cred că au un ban care poate să și-l investească și să-și scoată tot timpul un material. Dar la noi n-ai, un pic cam greu. Oricum, am văzut, nici afară nu se mai investește în studio. Fiecare trupă își face propria ei treabă în studio. Cred că cumva este și mai simplu. Pentru că și-au investit și-au făcut sculele și-au făcut studiourile, poate. Mm-hmm, sigur. Și mi-e simplu să stau acasă, mă trezesc și fac o melodie. Sau mai chem niște băieți, hai să mai tragem ceva. Pe de-o parte, pe de-altă parte, păi n-ar fi mișto să găsești un vinil. N-ar fi mișto, uite, compilația asta să o ai pe un vinil. Da, e frumos, dar noi, în primul rând, noi n-avem în România fabrică de a face vinilul. Da, a fost până în 2012, după care s-a închis, a dat faliment. Deci noi, dacă vrem să facem un vinil, deci trebuie să facem... Deci odăm tonul. Am înțeles că e un business, da, cred, undeva la 5.000 de euro, 100 de viniluri, ceva de genul. Cam asta ar fi preț. Da, nu, e destul de scump să le faci. Da, dar mă gândesc că poți să faci și în afară. Dacă ai bani, în afară, în afară o comandă, ți-o faci și în America îți face și 50 de bucăți. Ai. Există varianta asta. Am intrat pe un site la o firmă și îți puneai acolo tot ce îți cereau ei, masterul, matrița materialului, coperta, tot ce trebuie în funcție de formatul pe care îl cereau și ți-l făcea, ți-l livra... Colet. Eu care am o sensibilitate pentru muzică în primul rând și mai am o sensibilitate pentru Dana Marihuana, eu visez frumos la un vinil. Jur că visez frumos la un vinil pe care să-l am eu ca să fie, cum să spun, 100 de bucăți.
pe care să le dai, nu știu, cu 150 de lei sau, da, probabil că asta ar fi prețul, 120-150 de lei, n-am stat să fac calcule. Cam 35 de euro e un vinil să-l faci. Am intrat și m-am interesat. Mm-hmm. Deci gândește-te că dacă e 35 de euro, ar trebui să dai undeva la vreo 40-42 de euro. Știi? Ca în ideea să scoți și tu ceva peste. Deci totuși okay. Se poate. Eu, deci de exemplu, e destul de scump pentru România. E destul de scump, da. Eu, de exemplu, acum că mă descoper, văd un pic așa, ziceam să nu dau din casă, dar totuși dau, mi-ar place să fac o piesă, dar să nu fie rap. Fie cu totul altceva, cu tot felul de efecte și vizuale și auditive și poate cu piesa asta, dacă reușesc să fie un pic mai sus așa, atunci am piese care le-am tras și cu ei și cu mai multe persoane colaborări și aș putea să fac un, să le strâng toate într-un album, știi? Pentru există că există și posibilitatea asta. Adică mai ușor. Măi, pentru că ai descris cartierul ăsta atât de minunat prin experiențele tale și, repet, în care m-am regăsit. Pentru că, în opinia mea, tu ești una din acele, hai să zicem, artiste care a intrat până la urmă în conștiința publică, pentru că succesul ăla de 80, din 99-98 de atunci, băi, a fost unul fulminant. Serios vorbesc, oriunde te duceai, se cânta asta. Știu, vin și acum persoane care îmi spun, îți mulțumesc, mi-ai schimbat viața, mi-ai dat putere, îți mulțumesc din suflet. Deci vin, mă îmbrățișează și le drag de mine și mie mi-e le drag de ei, pentru că, până la urmă, sunt și acum și le spun și încă mă gândesc la voi. Deci nu... De asta mă lăcomesc și spun, băi, ar trebui să rămână ceva fizic. Băi, un vinil ar fi ce trebuie. Plus că este o piață în creștere. Este o piață în creștere de viniluri extraordinar în toată lumea și văd că și în România sunt foarte multe, por niște magazine și mai sunt și niște târguri care se țin, hai să zicem, o dată pe lună. Adică când mi-ar place să ajung totuși să fiu ascultată în cluburi și în marile festivaluri, fi? Acolo vreau să ajung. Un pic mai sus. Păi așa cum te știm, da, nu te oprește nimeni. Deci se pun, înțelegi, că de-aia vor vinil, că se pune altfel și se mixează. Și acum sunt la mare căutare. Piesele lui Dana Marihuana sunt la mare căutare printre colecționari. Mă uitam pe OLX la un moment dat, am văzut cea mai fidelă fată, CD-ul, era 500 de lei. Deci lumea încă caută piesele ei, dar n-are de unde să le ia. 50 sau 500? 500 de lei. 5 milioane. 500 de lei. No shit, era și cu autograf? nu era cu autograf, că m-am uitat, era din Constanța băiatul eu nu, care îl vindea. Eu nu l-am dacă vreau să-l ia. Dar ea personal nu l-are. Da. Nu deci cred. Gândește-te nu că... Mă, a greșit prețul, nu cred. Nu, atâta e, atâta e. CD-ul la familia 500. Era... Dar pentru că zrare. Era 2000 de lei un CD-ul la familia, Dumnezeu e băiat de cartier. Deci gândește-te că toate CD-urile alea vechi nu mai se găsesc, iar noua generație caută colecționarii. Și dacă te uiți, o să vezi toată muzica aia veche, albumele alea care au fost depus în ramă, știi? Mm-hmm. Știu ce spui. E, alea sunt foarte scumpe acum, pentru că sunt foarte puține. Unele au fost distruse, la vremea respectivă poate nu s-au vândut așa bine. Dar acum, dacă casa de discuri, Cap Music sau cine mai e, le-ar scoate, dar nu le mai au. Le-au casat. Păi și înregistrările? Ei au, îți dai seama că au matrițele. Ar da, putea drepturile să de autor mai sunt cesionate acolo? Înainte, cred că așa se făcea. Artistul prefera să dea drepturile de autor. Mm-hmm. Păi nu, de exemplu, pe mine m-a păcălit casa de discuri. De-aia nici n-am mai avea colaborat. Obiceiul ăsta. Casa. Deși am vrut să rămân cu ei, chiar dacă mă păcăleau, și nu s-a putut. Adică la modul... La al doilea clip, în primul rând lansarea, a fost doar pentru prieteni, o masă singură, deci presă nu, gol, la toate lansările era full, m-am dus la toate lansările de rap, era full, la mine a fost gol, doar prietenii mei au intrat și le-am cântat lor, zici că era ziua mea de naștere și apoi am filmat clipul, iar eu aveam 3,5% din încasări, din încasări ca procent. Și am hotărât să iau de procentul ăsta, să iau casete, discuri, să le pot da la prieteni. Și m-am dus să iau casetele și discurile și mi-a zis, păi nu se mai poate, nu se poate, pentru că ești datoare jumătate din clip 24 de milioane, da, mi-a dat hârtie scrisă
și mai ales, și nu se vând. 0 lei, 0 încasări. Dar la tarabă, deci nu mai putem să te avem, nu mai putem să te avem aici, că deja ești datoare la noi și nu merge și nu avem ce să facem cu tine la modul ăsta. Și m-am dus și eu în piață să văd și eu, se vinde sau există pe piață sau nu există, că de-abia scosesem album. Se vindea ca pâinea caldă. Deci nu era că a zis, s-a vândut, nu avem, trebuie să mergem să mai luăm. Și toată țara a cumpărat CD-ul și caseta și da, eu tu dacă vrei să scânzi piesele, poți să ți le cânti, adică, poți să ți le re-registrezi? Îmi pare rău că eram prea puștoaică și nu știam cu judecata și cu toate, dar dacă ar fi să mi s-ar fi întâmplat acum, aș fi intrat într-un război public, clar. Am înțeles, dar piesele alea pe care tu le-ai scris? Nu, au scris și băieții de la familia și am scris și eu. În mare parte, pe primul album, le-au scris ei. Tot așa, m-am certat cu ei că nu mai vreau să-mi scrie. Bine, mă, las că scriu eu. Da. Am înțeles. M-am certat și cu ei tot așa, pentru că m-au păcălit într-un fel. Adică în tot turneul meu, ei luau bani separat pentru mine, 250-300 de dolari. Eu nu știam. Hai, vină cu mine dacă vrei, îmi ziceau, dacă nu, stai acasă. Și luam bani de la părinți. Părinții cât să-mi dea, cât să-mi dea. Și... când am aflat că iau bani pentru mine și că nu-mi dau, am zis, mă băieți, măcar dați-mi 50 de dolari din banii ăștia să am banii mei de buzunar și mergem mai departe. Nu le-a convenit. Tu ești un nimeni, un nimic și pentru noi, fără noi, nu o să faci nimic niciodată. Și așa am început singură să pornesc la drum. Să-mi fac piesele singură, să colaborez. Cu povestea asta așa m-a ajutat o grămadă de lume. Da, eu tot mă gândesc că, uite, dacă... Da, fel de trist, vezi, uite, lumea... E trist, da, pentru... Vezi, da, că putea să existe și acum la familia și Marihuana și să fie super tari, super șmeche, gen. Dar nu s-a putut, uite, din caracterul omului, înțelegi? El să fie el avar, să aibă el. Nu mă interesează de celălalt de lângă mine. Nu, mă, dar piesele astea nu o să le mai găsești decât pe YouTube și acolo se văd și foarte prost. Înțelegi? Sau pe câte un CD pe care dai 200 sau 500 de lei. Asta de la niște orgolii și ok și de la niște... Eu consider că dacă eu muncesc cu tine la un proiect sau orice muncesc cu tine, consider că pâinea aia pe care o iau, o împart. Îți dau și ție un colț ca să mă hrănești și eu, să exist și eu și tu. Dar când unul îți ia pâinea tot timpul și nu mai e pentru el și nu mai e pentru el, înseamnă că n-ai ce căuta lângă omul respectiv, nu? Da, îți dai seama, problemele astea se întâmplă și la case mult mai mari și se întâmplă... Da, dar e o concepție proastă, adică trebuie să te gândești și la celălalt de lângă tine, după părerea mea. Sau mai este, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Sunt multe trupe care se destramă din cauza banilor. Și trupe care au succes, ajung până la un anumit nivel și când au dat de bani, acolo gata. Sau la mine a fost altfel, deci am lucrat cu două echipe de oameni mari, să zic așa, care aveam pretenții de la ei să nu ia valul. Și am apărut la 2-3 emisiuni, au venit energia aia, impactul ăla, cum spuneam mai devreme, și... ei deja se gândeau la milioanele de euro, la să vezi ce facem, cum facem. Deja se băteau pe banii care nu erau existenți. Și s-au certat până ne-am certat de tot. Că eu nu mă mai înțelegeam cu ei. Le-am explicat, băi, vedeți că e o energie negativă care îți vine sau așa e când dai o scânteie, e normal că ia foc. Trebuie să suporți un pic focul ăla, lăsăm să treacă și după aia haideți să mergem mai departe. Nu s-a putut. Deci nu numai de la bani, e și de la... așa. Da, am înțeles. De la oamenii care nu fac ce trebuie. Păi, dar nu așa se pornește la drum, Dumnezeule. Eu consider că dacă eu cred într-un obiectiv sau în ceva, trebuie să trec prin toate numai ca să-mi ating acel scop. Care niciodată nu iese cum ți-ai imaginat, dar iese. Normal trebuie să ai multe, îți vin multe obstacole ca să... trebuie să fii super mega pregătit determinat, mental ca să treci peste ele, să nu le dai importanță. Să fii puternic ca să ajungi acolo unde vrei. Și tu practic acuzi un tip de lăcomie odată și lipsă de determinare.
Cam așa ceva. Înțeles. Care este un... o meteahnă a industriei muzicale românești. Și aia e. Și nu o să avem vinil cu marihuana. Ba da, trebuie să existe. Ba da. Am înțeles. Poate o să existe un vinil tonic obiectiv. Pe care să apară măcar o piesă cu marihuana. O să facem. Le iau încet așa, să știi, nu mă grăbesc. Am înțeles. Da. Cred că și la 80 de ani pot să mai scot o piesă așa. Am văzut că pe că place, știi? Mi-a venit ideea de unde să faci rost de bani de vinil, fii atent. Până la urmă numele ăsta, eu zic că mă ține în picioare. Da, da. Da, da. Există un magazin care se numește Cannabis și care este undeva pe Bulevardul Carol. Pe Bulevardul Carol urmează să se deschidă și este exclusiv cu produse, bănuiesc uleiuri și așa mai departe, pentru tratarea diverselor afecțiuni. Nu știu în ce stadiu este legea, habar n-am, nu cunosc detalii. Dar dacă ar fi să se legalizeze, cât de... Mi-aș face, îți dai seama. Asta zic, cât de checi ar fi pentru tine. Deci, câtă reclamă își fac ei, așa aș face și eu. Pe bune, na, nu, mi-aș face, clar. Nu. Cu asta aș da boom, clar. Da, înțeles. Îți dai seama. Ai putea să-ți faci chiar soiul tău, da. Da. Mamă, da. Cum ar fi? Urmăresc Cypress Hill, sunt mare fan de Be Real și Be Real are două podcasturi. Unul se numește The Smoke Box, unde cheamă câte un invitat și se bagă într-o mașină care e tixită de camere și, bineînțeles, fumează un joint acolo și stau la vorbe, Dumnezeule mare. Da, ar fi interesant să-ți faci un magazin de ăsta. Deci ar fi brandul absolut, n-ar exista un brand mai bun decât ăsta. Da, hai să ne împrietenim cu niște politicieni și să... S-ar mai cam lumea, facem un apel la pace. Și, nu știu, am văzut un reportaj și nu mi s-a părut sigur. Adică l-au dat la știri că au preluat substanță și o cercetează. Mă gândesc, poate vor să introducă pe... Măi, tot medical, știi? Nu sunt de specialitate, nu cunosc detalii foarte multe, știu doar că anumiți extrași sunt foarte eficienți în lupta cu cancerul. Și cu stresul și cu are mai multe calități din punctul meu de vedere. A fost un caz acum vreo câteva zeci de ani, cred. Zeci de ani înseamnă peste 10, din câte știu. În Israel se întâmpla, o copilă de 9 ani avea cancer cam în ultimă fază cu metastază, iar tatăl ei a mituit o doctoriță să-i bage niște ulei de cannabis în perfuzie ca să-i aline durerea și să-i dea și o stare bună, ceea ce se întâmplă de la iarbă. În fine. Ce să vezi? S-a vindecat. Și de atunci s-a pus problema, hai să încercăm să facem, să vedem care este treaba cu asta. Nu știu în ce stadiu este, nu știu în ce stadiu sunt legile, știu doar că venise USR-ul cu o tâmpenie, că era deja cumva la latitudinea polițistului dacă te prindea cu un joint, dacă te bagi la închisoare sau nu, ceea ce sincer mi se pare mult prea mult. Că, și iarba ca și restul, băi, nu exagerezi. E ca și cu vinul sau cu bere. Exact, băi, în momentul în care exagerezi și apă dacă beau... Altfel cred că alcoolul este un drog mult mai greu de dus. Și este vizibil cu ochiul liber. Uită-te la ce hal au ajuns oamenii pe alcool. Plus violență. Ceea ce nu e ok. Eu observ la mine... Îți pare trist cu alcoolul. De exemplu, aveam niște prieteni în presă. Unul transplant de ficat, unul și făcute transplant, acum numai ei de-abia a plecat. Asta e boala grea în presă, că știi, adică sunt cam pe... Da, adică, ulcerul, exemplu, e boală profesională, crede-mă. Nu, cafele, țigări, alcool. Pe asta e, lucrând foarte mult și mai și bei și... Că bei, de fapt, bei să uiți un pic, să îți treacă ce... Da, cumva... Pe o zi întreagă de muncă, de tot felul, tot de stres. Sunt tot soiul de mecanisme. Și bei un pic, bei să-ți treacă. E, dacă ai fumat ceva,
îți și trece, îți dă și o stare mai bună și nici nu te îmbolnăvești. Și ar avea și guvernul de câștigat. Da, dacă te face mai leneș? Mai leneș? Eu consider că dacă sunt un pic mai lentă, gândesc și mai bine. Este vorba aia, știi? Gândește de două ori înainte să faci un lucru. Și cred că asta mă ajută. Eu am în permanență senzația că toată lumea se mișcă mult prea lent și că nimeni nu are viteza mea. Inclusiv când merg pe stradă. Toată lumea se mișcă mult prea lent și atunci... Da, e cumva frustrant, pe de-o parte. Pe de-altă parte, cred că dacă ești leneș, ești leneș, punct. Și că nu este neapărat iarba sau te mirce alcool care te face mai leneș. Dar gândește-te la muncitorii care la 9 dimineața sunt deja la a doua cinzeacă, după care se duc să anvelopeze blocurile. Am tot văzut cazuri în București. Dumnezeule, ce zvâcle de alcool la dimineață? Coniac sau Dumnezeu știe ce bea acolo, vodka. Nu știu, nu mă pricep, domnule. Da, mă, tu dormi la ora aia la care... Nu știu, domnule, noi n-am experimentat, nu ne-am dus chiar în direcție. Dana are o cărciumă, ok? Are un bar al ei și asta presupune că ea doarme de dimineață și muncește foarte mult de la ora cât? 5 după amiază încolo? De la 6 la 6. De la 6 la 6, poartă în casă. Da. Mă, e lume până la 6 dimineața. Câteodată, nu tot timpul. Știi ce sunt curios? Este o chestie pe chiar care... Chiar mi-am dorit, și pentru mine, de fapt, mi-am făcut treaba asta tot pentru terapie, știi? Nu am, simt nevoia de oameni, de păreri, de... Mai ales că e frumos că acolo vin oameni de cei mai buni pictori, de contemporani, scriitori, arhitecți, regizori, actori... Dana Marihuana și prietenii. Da, 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 e un... clubuleț așa mai mic și... Un nucleu. Și, da, în care mă simt eu. Ceea ce mi-e bine. Îmi dă o forță. Este spirituală. O constantă pe care am observat-o. Om al cărciumilor și eu, altfel. Băi, una vorbesc cu oamenii la masă în cercul 1 și 2 la cărciumi, alta vorbesc cu oamenii la masă mai spre periferie. Este un spectacol infinit. Mai fascinant ce vorbesc cu oamenii la periferie. La tine cam ce vorbește lumea pe la mese? Pentru că în centru sunt foarte mulți oameni din corporații care după a treia, a patra bere încep să-l bârfească pe unul al patrulea. Da, da, da. După părerea mea sunt niște roboți stricați, așa mi se pare. Pe bune, deci oricum mă consider un pic cam robot, așa un pic, că trebuie să te... Te mulesc pe personalitatea lor. Ideea e că la noi, eu ce îmi doresc, asta mi-am propus să văd acolo, o lume care se îndrăgostește, lume care nu se cunoaște și să se cunoască, lume care lucrează în domeniile astea artistice și poate să facă ceva împreună. Lume, s-au regăsit lume care s-au căsătorit, au familie acum. Adică eu gândesc că și asta și exprimăm și eu și partenerul meu, să fie armonie între toți, asta ne dorim, înțelegere, iubire, deci poate pare știi, poate pare că nu e realizabil, dar da, se realizează. Nu, eu știu ce spui, pentru că mai am o prietenă care are un bar și... Și dacă vedem un intrus, că mai vine câte un intrus să strice atmosfera, e dat afară, clar. Nu mai are ce căuta acolo, interzis. Dar am două întrebări. Practic, ce spui tu este că ai acces... E ca un măr care trebuie să-l ține sănătos. Ai acces direct la un tip de boemă a Bucureștiului, clar. Ce mă enervează cel mai mult este când boema asta devine ușor-ușor toxică. Și apar tot soiul de personaje. Clișeul pe care l-am în cap este bărbatul în jur de 40 de ani care vine și începe să, după două, trei beri, începe să ceară atenție. Și în momentul în care nu ai unul ca ăsta, ci vreo 10 cu care trebuie să interacționezi în fiecare zi, nu este obositor? Păi nu, explicăm exact. Să mențină, ori să stea în banca lui, ori este invitat frumos afară. Din două una, da. Din două una. N-am înțeles. Pentru că eu consider, chiar dacă nu vorbesc și stau, pur și simplu, stau și beau o cafea sau un ceai sau... Așa,
energia, faptul că ne-am adunat acolo toți, e o energie pe care și, chiar stând așa, noi captăm niște informații unii de la ceilalți, știi? Și ne dau o putere pentru ce facem altele în restul zilei sau nopții sau așa. Știi că statistica și spune... apreciez eu una, țin la treaba asta. Statistica spune că nu putem fi fizic atenți, realmente atenți, la mai mult de 7-8 oameni pe zi. De-aia cred că e obositor la un moment dat. Păi eu... Bine, eu mai fac și un tratament, știi? Am un tratament, mă duc la psihiatru, la psiholog și mai fac o injecție lunară care mă ajută. E ca un reset care mi-l dau la calculator, știi? Plus de serotonină sau... La creier, știi? Mă ajută foarte mult și treaba asta. Mă mai ajută și pe altele, dar nu o să mă exprim ce exact. Ok. Adică... Numele meu, de exemplu, mă ajută foarte tare. Da, am înțeles. Da. Nu era nevoie de explicație. Nu, societate. Da. Bun, deci duci business-ul ăsta, ok, de la 6 la 6. Nu e obositor să stai atâta nopți să pierdute? Bine, câteodată e obositor, dar mai facem curând. Da, adică nu ți-e dor de să te trezești dimineața, să auzi păsărele, să te culci când toată lumea se duce la serviciu? Nu, pentru că îi consider ca într-o grădină și ca niște păsărele ei însuși. Că vorbesc așa, tot își ciripesc, știi? Deci îi aud pe ei. Până la urmă, nu știu, pentru mine omul e încă studiez omul, știi? Și pe mine însumi. Înțeles. Cum ți se pare, sau cum vi se pare că s-a schimbat Bucureștiul ăsta în ultimii ani? El a devenit un oraș foarte cosmopolit, plin de străini, francezi, așa mai departe. Mie mi se pare o deschidere și e mult mai bine. Adică, odată cu deschiderea granițelor către în afară, e bine că mergem și noi la ei și ei la noi, adică deja nu mai suntem doar noi, închiși într-o cușcă acolo și noi facem, noi dregem noi. Deja acum suntem mai vin și ei la noi, adică împărțim, cum să zic, experiența. Experiențele, da, da, le împărțim, ceea ce e mult mai bine. Eu, de exemplu, printre altele, mă gândesc și mi-aș dori ca la noi să fie din nou monarhie, deși mi se pare o minune, dar dacă trăiesc minunea asta în viața asta, pentru mine ar fi extraordinar. Pe timpul acela colaboram cu țările, celelalte țări și se aduceau și de acolo și... adică și clădirile au fost făcute cu clădirile acelea frumoase făcute cu străini și obiecte și mai multe. Da, eu știu ce spui, adică tu și anume că am colaborat. Știu ce spui, progresul interbelic. Și să ajungem, deja ușor, ușor eu zic că ajungem și la stadiul ăsta. Da. Și de ce monarhie? Pentru că îi consider ca familia mea. Adică cum e familia mea. Ai scris asta și în carte, da. Adică ceilalți eu nu mă regăsesc. Ideea de familie pentru tine este foarte importantă. Pe care persistă acolo sus. Nu. Nu mă regăsesc în ei. Ce, da. Dumnezeu mai e prin Berceni? Mă, e neschimbat cartierul. Doar s-a mai modificat la orășelul copiilor. S-au făcut mici retușuri pe acolo. Eu mergeam la niște party-uri până anii 80 prin Berceni și mi-aduc aminte foarte bine de acel celebru turn. Aha. Dar era câmp gol în jurul lui. Acum nu mai are nicio treabă. E un oraș într-un oraș. Ca și Sălăjea nostru, ca și Balta Albă. Și ăsta e un oraș într-un oraș. Mi se pare. Păi știți, convine sau nu până la urmă? Da, mie îmi place, bineînțeles. Hai că e bine. Bun, Berceniu, până la urmă. Berceniu ca și Sălășeanu, eu zic că sunt niște cartiere foarte primitoare acum. S-a construit foarte mult în ultima perioadă. Dar în schimb sunt și părți negative. Unul, că tot mai mulți oameni pleacă afară din cauza nivelului de trai. Zicem că totul e bine, dar nu e bine. Exact ca și în piesa mea, nu știm să prețuim. Știi, acolo, dacă stai și asculti versurile, sunt un pic ironice, știi, la ce se întâmplă la ora actuală. Ei, cam asta se întâmplă. Lumea pleacă. Tot mai mulți tineri pleacă din România. Caută un nivel de trai mai bun. Salariile sunt așa cum sunt.
să recunoaștem. Da, încă sistemul nu e cel așteptat. Nu e bine pentru toată lumea, asta vreau să-ți spun. Sunt oameni care vor mai mult și atunci toți vrem mai mult acum, Ana. Cred că e sănătos să fim animale la come și cred că este sănătos să fim competitivi, că na. Da, așa facem performanță orice îmi face. Oricum mulți pleacă în afară, unii se mulțumesc, lucrează acolo și după ce aia aici vin înapoi și cu experiența de acolo încearcă să facă ceva aici. Există tone de patroni care se plâng că n-au aici amână de lucru, pe de o parte, pe de altă parte, salariile pe care le oferă nu ți ajung niște cartelă de metrou. Atunci nu poți să ridici pretenții. Eu vreau să-ți spun că nu e chiar așa. Sunt oameni care vor să lucreze, se duc la 3-4 interviuri. Da, vă sunăm noi. Deci îți spun din experiență proprie. Am încercat și eu la rândul meu să mă angajez. Am încercat și soția mea și prieteni de-ai mei. Ideea e că sunt oameni care vor să muncească, dar știi cum e? Ei sunt foarte relaxați acolo când te duci la interviu. Ok, vă contactăm noi. Sunt persoane care trec nu printr-un interviu, trec prin mai multe interviuri la aceeași firmă. Și atunci, la un moment dat, te dezamăgești așa, te duci, știi, bași bani ca să ajungi acolo, că totul costă. Timpul tău. De atunci stai și te gândești, bă, ce să fac aici, mă? Singura soluție care îți rămâne, dacă vezi că nu funcționează, te duci frumos într-un avion sau un autocar și pleci. Unde mai ai prieteni, familie. Cam asta se întâmplă la ora actuală. Eu vorbesc de partea asta, de jos, nu de oamenii care... Stai mai microfon puțin. Nu de oamenii care au o situație financiară foarte bună, știi? Au un business sau... nu știu. Da, eu se fac că eu sunt din zona asta mai de jos. Nu pot să mă numesc chiar pătura medie, că nu mai există. Acum există bogați și săraci. Exact la nivelul ăla s-a ajuns. Știi, conform unor... statistici, pătura medie presupune o casă în oraș, o casă la periferie, cel puțin două mașini și proprietățile. Asta este definiția păturii medii. La noi nu nici vorba de așa ceva. Deși cred că unii dintre ei... Sunt care au. Da, unii dintre noi mai stau la nivelul. Eu n-am nicio mașină. Deci eu nu pot să zic neapărat că... Eu sunt mulțumit de ceea ce am. Dar vreau să-ți spun că sunt persoane care o duc mai rău. Înțelegi? Se zbat ca să reușească să facă ceva. Și vorbesc aici de oameni care au făcut facultate. Deci au master, au niște studii în spate. Măi, uite așa să scute lupta de clasă, da? Și voi acum... nu vorbesc cu Dana că este de dreapta. Dar tu... ai putea să dai inversuri, să... Păi am. Pui eu, oamenii la... Pentru mine muzica asta este, eu nu o fac la modul, cum să spun eu, nu mă consider un artist de scenă, să mă duc să cânt, să câștig din asta. Eu sunt un artist de studio, cel puțin din 2011 încoace. Eu am făcut piese pentru că e, cum să spun eu, e ca o evadare pentru mine. Tot ce simt eu încerc să transmit prin piese. Prin versuri. Pun acolo, chiar dacă sunt ironice, sunt la Caterin, că, nu știu, sunt foarte supărat uneori. În general, eu sunt un om foarte supărat în versuri. Și asta ți-am zis, pleacă din ceea ce simți tu ca persoană. Da, e normal să fie așa. Mi-am amintit acum că am fost cu fimea la Paraziții. Oh. A fost amuzant, jur, dar nu știam până să-mi bat capul. Că, na... Jură, foarte mult, da. Bine, a fost un show absolut impecabil, doar că am avut așa o... O jenă. Da, bă, da. Era ok să fiu... În fine. Cum se scrie la voi o piesă? Am înțeles, la el durează 6 luni până să... Nu neapărat. Pot să scriu, uite, spre exemplu, în 2 săptămâni am compus 4 piese. La modul... Adică care sunt muzele? Cum vin ele? Trebuie să ai un subiect, în primul rând, de la care pornești. Poți, adică, să pleci ce vrei. De la un instrumental, să ai un instrumental și să te inspiri atât de mult și să începi să, știi, începi să curgă versurile. Le pui pe foaie, după care începi să le adaptezi pe instrumental în funcție de... Cel puțin așa funcționează la mine. Mă duc și trag. Și mai am o întrebare. Voi faceți, în momentul în care
Scrieți versurile astea, faceți un anumit tip de exerciții de memorie să le și țineți minte? Că mi se pare foarte complicat să le rețin. Sincer, mie personal, păi dar nu, probabil repeți, că... repeți, da, după ce ai înregistrat piesa, adică negativ, pozitiv, după aia trebuie să te pregătești să le și cânti. Dacă faci clip sau ceva, trebuie să le memorezi. Mai ales dacă cânti live, mă gândesc, că să... nu stai să le citești eu de pe foaie. Eu una le învăț, cred că stau și o săptămână. Eu de multe ori intru în studio și le trag direct de pe foaie. Nu stau de să le așa. Învăț. Pentru că ți-ai, nu sunt un artist de eveniment. Mm-hmm. Acolo pentru evenimente trebuie să știi versurile la perfecție. Dar atâta timp cât trag piesa, am arătat-o publicului prin intermediul internetului. De multe ori faci mai multe piese și n-ai timp să știi, să știi chiar toate textele pe de rost. Cel puțin la mine așa se întâmplă. Eu mai le și uit din când în când. Dana, uite. Eu nu idee că trebuie să le, da, trebuie să le interpretezi, știi? Bașca. Trebuie să ai fiecare, dacă ai observat cel puțin la, uite, și încă o dată, cea mai fidelă fată s-a întors să arate, deci am mai multe cadență, da. Da, da, am știu. Pe mai multe niveluri și așa e, și atunci încep să le învăț cuvânt cu cuvânt și să le dau un sens cât mai profund, astfel încât să le pot interpreta cât mai bine. Da, pentru mine este foarte interesant procesul de reținere. Eu știu că sunt eu niște... mai greu aia, sincer. De exemplu, fimea... Eu sunt dezastru. Fimea de mică, îi citeam de două ori poezia și mi-o spunea pe din afară. Așa ceva, eu n-am mai... Da, la copii funcționează și altfel, da. O capacitate de absorție a informației mult mai... zile, o săptămână eventual să învăț ca lumea. Am înțeles. Da. Atâta ția, hai să zicem, pentru o piesă și pe urmă îți rămâne în cap. Sau nici la școală, n-am fost bună la învățat motamu, știi? Chiar nu... Eu de sunt opusului, da. De-aia am fost de 7-8 am fost în școală, facultate. 5 eram muncit. Ca băiat e altceva. Eu sunt opusului, Dana. Eu le învăț. Dar ideea e că după un timp, dacă nu le cânt, încep să le uit, știi? Le învăț atunci, pe moment. Există cam două tipuri de memorie. Există memoria, mă rog, există mai multe tipuri, memoria afectivă și așa mai departe, dar exclusiv la capitolul versuri sau materie de învățat, există memorie pe timp îndelungat și mai există, se folosește, am înțeles, la examene. Trebuie să reții ceva și sunt niște exerciții de memorie pe care le faci să reții acel lucru care îți rămâne în cap maxim o lună de zile. Adică este pe perioadă determinată. Și așa știu că funcționează exercițiile astea de memorie. Tocmai de asta eram curios cum funcționează la voi. Iartă-mă că spun, dar eu cred că tot ce memorezi există undeva acolo unde se înregistrează și dacă... Un hard disk undeva. Există undeva, clar, în univers, undeva, clar. Uh-huh. Dacă, de exemplu, întâlnesc de peste 20 de ani și văd o informație de acum, aia de 20 de ani care am reținut-o atunci și o revăd acum, imediat mi se deschide ce am învățat atunci, știi? Mm-hmm. Adică mi se revine din nou. Deci nu cred că e pe o lună, pe două. Eu cred că e pe viață. Ce spui tu este și de... Și consider, iartă-mă că spun, după ce mor, la fel, îți rămâne energia asta. Cum să zic? E ca o sferă așa care se formează de informație care ajunge în altă parte. De-aia și revii. Eu cred și în asta, știi? Ce spui revii tu este... pentru că undeva acolo calculatorul ăla mai îți dă, știi? Motorul motoarelor. Ce spui tu se numește energie, auzi? Memoria afectivă. Pur și adică simplu nu se întâmplă să... se uită nimica. Nu se tot uită... Ce trăiești, adică ce mie, simți, cel puțin mi s-a întâmplat să-mi aduc aminte, hai să zicem, treburi de acum 20 de ani, inclusiv mirosul mi-a venit în nări. Nu mirosea, nu era mirosul ăla în jurul meu. Mi-a venit în nări inclusiv mirosul amintindu-mi de un moment sau o situație. Vezi, deci treaba cu doar o lună nu cred că e valabilă. Tocmai asta spuneam. Există două tipuri. Există tipul ăsta
de lungă durată și mai există... Sau poate să nu te intereseze informația respectivă atât de mult. Trebuie să o reții pentru examen, că despre asta e vorba, da. Există alt tip. Adică memoria noastră este un computer destul de sofisticat pe care... și care cumva funcționează de la sine, dar există și niște mecanisme pe care noi putem să încercăm să le folosim ca să ne ajute pe o perioadă limitată de timp sau pe o perioadă mai lungă. Păi depinde cât faci tu programul. Și fix de asta întrebam cum funcționează la voi. Depinde. Fix de asta întrebam cum funcționează la voi. Mă gândesc că, băi, când ești pe scenă trebuie să știi să dai și să... Na, să nu iei blancul. El mai e, asta e. Mă, nu știu voi cum sunteți, dar eu am probleme cu cifrele. Păi pune și calculatorul, dacă e o energie foarte mare, se stinge și el. Ecran albastru. Eu am probleme cu cifrele. Cifrele nu le țin minte. Spre exemplu, nu-mi țin minte numărul meu de telefon, știi? Și l-am de câțiva ani. Nu știu, am o chestie, nu le țin cifrele. Păi da, ți-ai propus să-l înregistreze acolo undeva ca lumea? E adevărat că n-am stat pe el, dar cifrele în general, nu știu, de mic am observat chestia asta, că am o problemă. Nu rețin treaba cu cifrele, cu literele iar. La numerele de telefon întotdeauna m-am descurcat cu cele câteva pe care le-a reținut, găsindu-le o muzicalitate. Exact ca la versuri, la voi. Știi, trebuie să aibă o cadență și dacă are o cadență, sper că le rețin mult mai ușor. Dar asta e treabă ca și cum ai învățat poezie la școală, cred. Tararam, 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 pa-pa-pam. Asta e numărul de telefon. Așa funcționează. În fine, ce urmează anul ăsta la voi? Suntem încă la început. Păi la mine urmează, o să urmeze câteva piese, câteva colaborări, zic eu, la fel de inedite cum a fost și... O să avem o cântare. Cea pe care? La Miru. Nu, da, o să fie martie. Pe 22 martie un eveniment de lansare, primul album al lui Miru, unde o să fie și Dana Marihuana. Unde o să fie invitată? Asta? La Silver Church. Ok. Așa? Asta e legat de Dana. De mine vor urma câteva piese. Mi-am propus să fac un EP pe care sper să scot doar pe vinil. Am chestia asta. N-am uitat, okay. Da. Undeva la 5-6 piese să rămân acolo. E o nebunie de-a mea mai veche. Eu ți-am zis, acum 4 ani m-am retras din muzică. Am zis că nu mai fac, gata. Eram atât de demoralizat. Am trecut prin faza aia în care am zis, bă, nu mai îmi găseam locul în industrie. Și atunci am zis, gata, stop. Dar anul trecut, după decesul mamei mele, nu știu, am avut așa un feeling. Am zis, băi, am scos piesa asta, am pregătit-o, ca să zic așa, am lucrat. Și am zis, băi, după aia am început să scriu iar, parcă a fost un semn așa, să dau drumul din nou la treabă. Știi care-i treaba? Asta, povestea asta cu muzica, este una din cele mai mișto și fascinante lucruri care ni se întâmplă în viață, știi? De o parte sau de alta microfonului, ca să zic așa. În ceea ce mă privește, sunt un consumator prin excelență, n-am fost dotat cu talentul necesar și nici nu mi-am găsit forma maximă de entertainment să stau să cânt la o chitară sau ceva. Dar ocupă, cum să spun, dă o calitate vieții extraordinară și cred că de-aia merită să investim niște timp și probabil și niște bani în ea. Mai ales când, spre diferență de mine, voi mai aveți... Așa, așa, încurajează-mă. Skill-uri, da. Gata, mi-ai dat imboldul, e ok. E important. Anul ăsta, deci clar, trebuie să scop piesa aia, păi care, de care zic. Cred că prin toamnă, zic eu, așa. Înțeles. Cam așa vine treaba. Toamna e și primăvară. Reghi. Ies piesele. Ah, ok. Ce vreau să zic, e important să te învârți într-un mediu artistic, știi? Că dacă te învârți și îl vezi pe ăla făcând treaba asta și pe ăla și pe ăla, parcă îți revine pofta de odinioară. Uh-huh. Și atunci zici, bă, ia mă să fac, uite, mie mi-a venit pofta când am lucrat la CD-ul Fetele cu care cânt, la compilație. Văzându-le pe ele în studio când lucrau, mi-a venit pofta și mie și am început, în timp ce ele erau în borcan, eu făceam un fel de freestyle, știi, având o strofă nouă pe care a auzit-o inginerul de sunet. Și a zis, băi, ar fi timpul să te reapuci. Asta vreau să zic. Știi ce a acuzat Dana mai devreme? Era cumva corect. E un tip de locomie și un tip de individualitate, individualism, așa, care până la urmă se dovedește destul de toxic. Pentru că puteți fi o comunitate foarte puternică care să se susțină și să susțină proiecte.
Și în momentul în care ai tot soiul de indivizi care sunt și niște vârfuri care nu funcționează în paradigma asta, ori te lași, ori murcui de gât cumva. Și până la urmă s-ar putea să-ți iasă, cred, dacă spui capul. Eu cred în povestea asta că dacă spui capul, până la urmă ceva iese. Mă, e complicat, mai ales în rap, că ziceai de oamenii mari. Oamenii mari, știi, fiecare pe felia lui, nimeni nu vrea ca tu să crești ca și artist. Ajungi până la un anumit nivel și acolo ți se închide ușa. Bine, asta e cam un românism, mi se pare. Da, deci da, fiecare un românism comun, nu numai în muzică, în orice, știi? Eu am văzut. A treaba aia, să moară capra vecinului, știi? Mai urmăresc diverse publicații de muzică. Măi, urât, nu știu ce lasă că se mai au și în bețe, dar ce frumos vorbesc unii despre alții și ce respect au. Ce frumos se spun la mulți ani. Ce frumos îi spune... / lui Alice Cooper la mulți ani. Da, ți-am dat un exemplu. Înțelegi? Au alt tip de relaționare care aici funcționează, băi, funcționează ca la marginea Orientului. Este cu să moară capul. Deci, l-ai văzut, bă, pe ăla? Ai văzut, bă, pe aia? Cine, mă, ăla? Da. Care, mă, ăla e mai așa? Nu, eu sunt. Cred că de la alcool. Pe bune. Da, și pe bune. Eu zic că e de la prea pe mult bune, internet, sincer. Este total ce toxic să funcționeze, să funcționeze așa. E mai bine acum, zic eu. E mai bine. Înainte te trezeai cu ceva în cap, înțelegi? Da, mă, românul înainte de toate e critic. Chiar critic, dacă face asta sau nu face, el e tot critic. Bine. Chiar și puștii ăștia, noua generație, care s-au născut cu telefonul în mână, intră... Nu e bine. Dacă nu ești de-al lor, nu e bine. Nu le place. Știu, mă, dar mereu întrebarea corectă este, ok, tu ce ai făcut? Tu care spui că nu e bine ce fac eu. Tu ce ai făcut? Da. Uite că unii în ce calitate îmi spui tu mie că nu e bine? Ok. Asta în condițiile în care stai să-ți apleci atenția acolo. Știi, există vanitate și există orgoliu. Diferența dintre orgoliu și vanitate este că vanitatea este cât de mulți bani, da, dai tu pe ce cred alții despre tine, iar orgoliu este, cred, mult mai complicat pentru că ține de competiția cu tine însuți, care este mult mai grea și mai complicată și dacă vrei drumul către iad, este orgoliu și niciun caz vanitatea. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că să ai o vanitate cât mai scăzută și un orgoliu cât mai crescut este, cred, cel mai bun combustibil ca să faci performanță în ceea ce spui tu capul să faci. Și de aici încolo doar trebuie să te pui în mișcare, ceea ce este foarte complicat. Că na, ești tu cu tine, dar să stai să te uiți la comenturi și ce crede unul și ce crede altul și să-ți spună, a, păi da, cum e eterna problemă, Minculescu la Iris, da, aia că sunt așa, aia că sunt așa. Este o chestie care a intrat în conștiința publică, care dintr-o dată nu mai este cum s-a așezat ea în conștiința publică și gura lumii este gura lumii. Nu stai să te uiți acolo, că este total contraproductiv. Mă, nu te uiți, dar vezi tu, atâta timp cât faci muzică pentru oameni și vrei să ajungă la ei, câteodată te afectează și părerile lor. Că-s bune, că sunt, uite, părerile foarte bune, mesajele care le primesc, mie îmi dă un imbol, știi? Da, mă, știu, sunt reordin, așa este. Mai bun, știi? Accept și critici, dar vino cu argumente, adică spune-mi ce anume, de ce, adică vino și argumentează, știi? Așa dacă zici, ești varză, păi sunt varză, tu ce ai făcut până acum? De-mi zici mie că sunt varză. Cine ești? Tu ești morcov, eu sunt varză. Eu încep să vorbim de legume. Nu, mă, ți-am zis, contează foarte mult și părerea oamenilor uneori, dar depinde acum unde vrei să duci proiectul, știi? Vrei să te adresezi, nu știu, la o masă mică de oameni, la o masă mare. Și totuși, n-am timp. Nu vorbim prostii. Să ascult prostii, n-am timp. Porcării zi de zi, n-am timp. Lasă pe altă dată, nu încerca cu marihuana, cea mai fidelă fată eu. Păi, nu? Tu care le-ai încasat pe toate, știu foarte bine. Da. Dana nu mai ține cont de niciun... Nici o critică, niciun coment. Își vede de viață. Da, și uită-te la ea, că e pe drumul cel bun. Uită-te, zâmbește. Până să intrăm în emisiune, o întrebam pe Dana ce face de se menține atât de fresh și de tânără.
Eu chiar le mulțumesc. Să culcă dimineața. Mai ați vorbit de mine și da, mulțumesc, ce bine. Mai era înseamnă vorbă, că ești băgat în seamă până la urmă, știi? Da, se spunea și pe vremuri, și... când eram noi mai mici, că dacă nu se vorbește de tine, nu existi. Păi. Și că nu bine. Există publicitate proastă. Exact. Ci există păi, pur și simplu publicitatea, da. Zi, fac lucruri aiurea total ca să se să vorbească se de rău, de da. Mai ales afară. Fac, da, da, tot felul de emisiuni și tot felul de prostii. Da, nu știu. Tu zici de televiziunile românești care care nu mai am televizor, dar pe vremea când aveam am constatat următorul lucru și anume că există aceleași 10-20 de vedete pe care le tot rotesc, știi? Păi, și mai inventează câte un scandal și lumea cască gura. După exemplu cel mai de succes OTV care cum vă ducem dorul. Da, mamă, știu că l-am văzut pe Vadim într-o noapte la OTV, vorbi 6 ore fără să se oprească. Băi, 6 ore, Dumnezeule! Și avea un discurs de genul Emil Constantinescu, care strivea Piersiș, păsânii, Ronei Harner, spune el că îi place Mozart. Mozart care a trăit între ani și ani și a murit în mizerie. Și pe urmă revenea așa până la 6 dimineața. Zis, Dumnezeule, ce bine că, uite, s-a mai cernut și problema asta și că lumea totuși face foarte mult zgomot în continuare, dar... Păi asta prinde. Lucrurile controversate, bifurile, disurile și în muzică, la fel, dacă te uiți, astea cresc în vizualizare. Dacă îmi faci o melodie numai pe negativ, așa, să faci mai cuvinte de-astea nasoale, o avea succes? O, fi sigură că da. Bineînțeles. De cine vorbești? Da. Știi, dacă vrei o unitate de măsură să vezi cam cât de fucked up este lumea la cap și nu este din România, am să-ți dau următorul exemplu. Există O.J. Simpson din America, da? Care a fost acuzat de crimă și a ucis soția și a scăpat. Ok, este în libertate. Acest O.J. Simpson are și el un cont de Twitter în care mai comentează diversele... evenimente sociale, probleme și așa mai departe, sociopolitică și așa mai departe. Deci lasă ce comentează el, dar să te uiți la comenturile oamenilor. Deci un cinism și un sarcasm și niște glume absolut morbide ca acolo sau dacă și o negativitate aia de care tot vorbim. Deci cum este acolo? Unii se pot hrăni cu negativitatea asta. Dar nu este cel mai sănătos lucru pe care poți să-l faci pentru că duci la vale. Pentru ei e ceva bun. După părerea mea, sunt oameni de lumină și oameni de întuneric. Cei de întuneric se hrănesc cu răul ăsta, știi? Ok, și rezultatul care e, până la urmă? Păi le e bine și lor și trebuie să ne fie bine și nouă. Adică eu cu lucrurile bune, ceea ce... transmit și... Băi, nu, eu cred că atunci când te duci la vale, te duci la bine, vale. Bine, când dai un mesaj către o masă întreagă, dai și către ceilalți și către ceilalți. Deci trebuie să te aștepți la tot felul de bombardamente. Eu cred că atunci când, pregătit. Când te duci la vale, te duci la vale și ține exclusiv de tine să te agăți de ceva ca să te întorci, că altfel la vale te-ai dus. Și... Nu știu, eu mă agăț de credință de obicei. Și responsabilități, da. Și copii. Că astea sunt suficiente, cum să spun, suficiente mecanisme. Nu mecanisme, cuvântul. Motive cât să fii suficient de determinat să funcționezi în continuare. Și cred că e cel mai sănătos lucru. Să intri în permanență schedule. Ce fac astăzi? Păi astăzi trebuie să fac aia și aia și aia. Ce fac anul ăsta? Păi trebuie să fac un vinil cu Dana Marihuana. Deci ai reținut. Da. Și așa mai departe. Ok. Îți mulțumesc. Eu vă mulțumesc că ați venit. Și noi îți mulțumim pentru invitație. Ce urmează? Vreau să știu ce urmează anul ăsta. Deci avem o cântare în martie, pe cât? Pe 22. La Silver Church. Exact data, da. Și o să fiți amândoi acolo. Este primului album Miru, una dintre fetele de pe CD-ul Fetele cu care cânt, în care Dana va fi prezentă. Bănesc că și o să fiu în calitate de fotograf acolo, lumea o să mă vadă cu instrumentul în mână. Okay. Iar după aceea urmează piese de la Tonic Obiectiv și sper o piesă nouă de la Dana. Acum ține numai de ea. Care să nu fie hip-hop.
Sau poate reggae, ceva. Păi fac și văd, nu știu. N-am o scrie și hip-hop, poate colaborez cu ei. Vreau să colaborez cu Chica Concana, îmi place Concana mult de ea. Este da? O fată, o repăriți exact ca afară. Da, deci super, îmi place mult de ea. Dana, și atitudine, și voce, și meu. E super. După Dana, eu zic da. Că Chica bine, ea e cântă engleză mai mult, nu cântă română. Dar se regăsește mai mult în pe partea asta. Da? Și, adică aș putea să cânte pe refren, ori eu pe refren, ori ea. Depinde, vedem, nu știu. Ea are o voce foarte, foarte da. Melodioasă și poate... Da, abia aștept să... o strofă, încă nu știu. Abia aștept să ascult compilația asta. Trebuie să facem ceva. Poți să găsești și MP3 pe site? Totuși e 2020, sună bine. Pe Marfa Hip Hop se găsește și în curând o să fie și pe YouTube fetele cu care cântă. O să fie un track, cum ar veni. Voi sunteți și pe Spotify? Nu le-am băgat încă pe... Cred că ar trebui, zic. E în plan și chestia asta. Doar că, știi cum e? Ne-a luat valul așa, am scos CD-ul, am făcut evenimentul, după aceea m-am apucat eu de compus pentru mine. Nu prea poți să le faci chiar pe toate, la un moment dat se adună, știi? Și le luăm pe rând. Dacă există cerere momentan, nu prea a fost cerere. Pe tu și încă o persoană care ne-a întrebat de Spotify, iTunes. De-aia zic, trebuie să existe cerere, așa să... Le pui doar hai să spun o chestie. Acum, da, mă duc acasă și așa am chef să ascult pe Dana, ok? Folosesc Spotify și acolo o să dau imediat search. Mm-hmm. Dacă dau marihuana, o să găsesc o listă plină de tot soiul de piese. Da. Da. Dar mi-ar plăcea să fie acolo, pentru că toată lumea e pe Spotify acum și... Cred că vă vin și niște bani. Vin foarte puțin, pentru că român încă nu e atât de deschis. Da, puțin, sunt foarte cu câte puțin se face mult. Am înțeles. Uite, eu, spre exemplu, single-ul care l-am scos acum, l-am scos printr-o casă de discuri, Sonus Record. Și ei au pus pe platforme. Stai-mi microfon. Piesa este pusă pe iTunes, e pusă pe Google Music sau Play, e pusă pe mai multe platforme. Eu zic că ușor o să începem să punem și noi, dar ți-am zis, noi fiind artiști mai de modă veche, trebuie să ne adaptăm, știi? Uite, și Dana a fost un pic greu ca să se adapteze, zic eu, cu Facebook-ul, cu Instagram-ul, cu toate astea, știi? Au venit toate brusc, așa. Pe de o parte, dar pe de altă parte sunt niște mijloace pe care le folosim de promovare aproape gratis, pe care putem să le folosim să promovăm câte sunt în lună și în stele. Să știi în ziua de azi, mai ales că tineretul stă conectat cu ele. Păi hai, ia propuneți tu acolo, puneți în tortul tău. Gata. Păi... Deci, iar Dana are un număr fascinant de follower pe social media. Dar are foarte mulți fani din trecut și dacă te uiți, și chiar și din noua generație care urmăresc. Băi, femeie, câtă responsabilitate pe umerii tăi și spui că n-ai timp. Da, da, facem, o să fac. Trebuie să le luăm pe rând și le facem, zic eu, dar... O să fac, eu. Ok, rămâne înregistrat aici ca lumea să știe. Piesa nouă de la Dana, care nu vrea să facă album pentru că n-are timp. Dar mersi că ați venit. Surpriză, n-ai de un păi să știi. Da. Hai să ne refacem necesarul de nicotină. Mersi că ați venit, pa, pa. Cu plăcere, dragilor, numai bine. Și eu vă iubesc. Mulțumim, Seven.